suntem frustrați pentru ce gol primit în ultima fază. Nu prea am găsesc cuvintele. Din păcate am pierdut două puncte mari astăzi. Parcă am revăzut meciul cu Turist din turul campionatului. O lipsă de concentrare, știam că sunt periculoși la faze fixe, iar noi practic asta am făcut. Le-am oferit foarte multe faze fixe și ne-au și taxat. Se întâmplă des așa la Rapid? Da, nu știu ce să zic. Ori avem ghinion sau nici nu pot să-mi explic. Sunt șocat, ca să spun așa, de golul primit. Nu mă așteptam. Relaxare poate la 2-0 cu minutul 75? Nu, pentru că am luat un gol, cred că după vreo 5 minute sau 7 minute, iar apoi am avut o ocazie destul de mare. Am încercat să jucăm, poate asta ne-a și costat. Ei știam că joacă numai mingi lungi pe vârful acela înalt. Iar asta ne-a costat. Noi am vrut să marcăm golul 3, la un moment dat mai erau 3 minute și am bătut corner în care n-am mai ținut deloc de minge ultimele minute. Jucați destul de repede, joi cu Buzău, cum va fi acea partidă? De mâine, astăzi, supărare mare, dar de mâine trebuie să ne gândim la meciul cu Buzău. Trebuie să obținem cele 3 puncte. Din câte am văzut, cu Timișoara și-au menajat cei mai buni jucători. Ziceau că nu sunt în formă, că nu știu ce, dar în fine, mă rog, toată lumea vrea să bată Rapidul și este normal. Noi trebuie să demonstrăm că merităm să purtăm acest tricou și să dăm totul, să obținem cele 3 puncte. Sunt obligatorii victoriile până la play-off? Vă dați seama, trebuie să adunăm cât mai multe puncte, să fim siguri de play-off, încă nu suntem siguri, dar la Rapid se dorește victoria la fiecare meci, indiferent de adversar.